ce le propadă. Când de ce fiecare, nu? Mai ții că rămâne în cea doua pe sala. Dă-i 10 camere de luat. Nu de furat. Domnule Secușan, ne leagă foarte multe amintiri, multe dintre exponate sunt donate de dumneavoastră, printre care placheta primită la promovarea din 1973, carnețelul cu echipele de la celebrul legendarul Poli Dinamo din noiembrie 87. Vă rog frumos să ne spuneți, chiar vorbeam înainte că ne-ați arătat cabina de unde ați comentat atâtea meciuri începând din 1973 și până în 2008. O generație întreagă de microbiști v-au ascultat de pe acest mare oval timișorean. Până să ajungem în 73, aș vrea să spun că am participat chiar la inaugurarea stadionului în 1963. Eram elev în clasa 11 atunci, ne-au dus la muncă
patriotică pentru a definitiva lucrările la stadion. Deci am participat la turneul 4 la 0 care s-a desfășurat atunci în 63. Apoi 10 ani de zile n-am reușit să văd pe Poli în divizia. Când am început eu transmisia în 60, transmisiile în 69, Poli era în B, iar în 73 la promovare așa cum am vorbit acum câteva minute, am avut bucuria să asist la victoria cu 3-1 împotriva celor de la Târgu Mureș. Poli câștiga cu 3-1 în 73 și ultimul meu meci transmis de pe stadion era în 2008, atunci când Poli bătea Brașovul cu 4-0. Deci între cele două momente s-au scurs 35 de ani, victorie la început, victorie la sfârșit. Sigur că și după aceea Poli a continuat să existe, dar nu știu ce se întâmplă acum. Poli Dinamo 87, ne puteți spune câte ceva despre acel meci care a rămas în legenda fotbalului alb-violet? Era o tensiune deosebită, țin minte că am ajuns la vestiare să iau formațiile așa cum se obișnuia pe atunci. Am pătruns la Dinamo, mi-au dat echipa de start și când să intru la Poli, Dan Pălținișanu, Dumnezeu să-l odihnească, era secundul lui Jack Ionescu, mi-a dat de înțeles că e mai bine să nu-l mai deranjez pe domn profesor care era foarte agitat în așteptarea disputei și atunci s-a oferit el. Era o inițiativă de a lui Dan. Neanicu, dați-mi vă rog carnețelul să vă scriu o formație noastră. Și așa a apărut celebrul carnețel, celebra pagină cu meciul Poli Dinamo, care ulterior avea să intre în istorie, într-adevăr, pentru că potriva celor care, mă rog, ar fi dorit altceva, Poli a jucat nemaipomenit și a dat un gol Varga de la 30 și ceva de metri, încât Moraru a fost uluit de Ilcu deschisese scorul, s-a făcut 2-0, a fost apoi un penalti parcă pentru Dinamo, s-a făcut 2-0. A apărat Almășan și totuși au dat un gol prin Ioan Varga de la Ziu, s-a făcut 2-1 și s-a terminat. Asta împotriva, mă rog, celor care, repet, sperau ca Dinamo să-și impună punctul de vedere și la Timișoara. Inclusiv arbitru era de această părere, dar i-a fost contrazisă de jocul Timișoarei. Îmi permit să vă mai rețin și să vă întreb și despre un alt meci legendar, Poli Celtic Glasgow 1-0 în 1980. Da, eram atunci angajat la direcția comercială a județului Timiș. Avea sediu vis-a-vis de primărie. Nu, chiar în incinta primăriei, undeva la etaj. Și dimineața pe la 9, colegii mei, eu m-am dus la servici. Ziceau, păi ce faci, nu te duci la meci? Că uite, lumea merge spre stadion. Deci era ora 9 când lumea venea spre stadion, deși meciul începea la ora 2, ora 14. Sigur că am mai stat cât am stat la servici, eram colaborator la radioului atunci și am venit ca să... Abia am intrat aici, atunci, la ora 2, 1 jumate, 1, ca să iau formațiile și să pot transmite. Atâta lume, foarte rar își poate imagina cineva acum că a fost pe stadionul Dan Pălădinșanu, stadionul 1 mai, zicea, la vremea respectivă. Și a fost meciul care a curs așa cum își dorea Jack Ionescu, a pregătit foarte bine partida respectivă, apărarea a mers foarte bine și în minutul 81, 82, parcă așa, țin minte că a fost o lovitură liberă bătută din partea pe tribunei a doua, minge înaltă, a sărit Pat Bonner la cap împreună cu Nedelcu și mingea a ricoșat la Dan Pălținișan, care a împins-o în poartă, s-a făcut 1-0 și bucuria a depășit orice fel de imaginație. Da. Domnule Secușan, vă mulțumesc mult și aștept ca în semn așa simbolic primul meci oficial de pe nou stadion să fie comentat tot de dumneavoastră. Mulțumesc mult pentru gândurile voastre. Când zic voastre, mă gândesc la toți poliștii care încă există și nu vor muri niciodată. Thank you.
Tu acum te duci acasă în geamă? În geamă? O iau pe sau în partidul meu și în mergem. Da. Vreau să fii pe Horia cu ei. Am playlist. Am playlist, da. Nu știu cum o pun la altul. Hai să zicem la 7, ok? Da. Bun. La 7, la ce tu de... Deci la noi, la TV-ul acolo. La noi, la TV-ul la bibliotecă. Bine? Ok. Tu filmezi, nu trebuie să iei cadru. Suntem la 7 la bibliotecă. Ok, bine. Mersi, Carl. Plăcere. Treci, treci, treci. Plăcere și o mersi. Okay.
piedică. Nu, am mai fost cu casa. Mă rog. Singură, gen fără niciun război. Da, aici ai, da, da. Când ajung la casă, nu pot să citesc. Mai încercam o dată. O singură dată trebuie să stai. Bine?